cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, încă o dată, am revenit și cum spuneam, astăzi în această emisiune se anunță, cum să spun eu, așa, a fi un pic mai animată decât cele dinainte, pentru că avem invitați de la un partid care, chiar dacă folosesc așa un cuvânt mai mare, este foarte efervescent în această perioadă și cum a fost efervescent în ultima perioadă de timp, mă refer aici la ultimii 2-3 ani, un partid cu care în mod sigur nu te plictisești atunci când faci emisiuni și vorbești despre el. Ceea ce pentru mine este foarte, foarte ok. Deci, reprezentanții USR Plus, astăzi din nou avem plăcerea să-l avem pe Iulian Bulai, președintele, copreședintele organizației, îmi cer scuze, și candidat pe poziția 1 pentru Camera Deputaților. Bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! V-a plăcut, nu, chestia cu efervescența? Da, absolut, dar mai ales cu ideea că nu te plictisești cu noi. Mulțumim mult pentru compliment! Deci, eu spun chiar ce cred. Așa mi se pare un lucru interesant să nu te plictisești cu cineva de la un partid. Și alături de domnia sa, domnul Tiberius Berbece, candidatul USR Plus pentru Camera Deputaților. Bine ați venit! Bine m-am găsit! Abia aștept să vă întreb pe parcursul emisiunii cum e să faci școală în Kuwait, nu în Kuwait. Da, da, da. Da. Va fi interesant să aflăm, să comparăm lucrurile un pic. Apropo, câți ani aveți? 28. Vă mulți înainte. Tânăr, tânăr, domnul. Da, toți suntem foarte tineri și suntem foarte exotici. Și pentru politică, dar și pentru județul Neamț. Câți tineri din județul Neamț au avut o experiență de tineri în Orientul Mijlociu și au studiat în limba engleză într-o țară de limbă arabă, dar foarte pusă la punct, ca să nu folosesc alți termeni de comparație, pentru a putea face comparație cu sistemul din România. Tiberiu este un astfel de tânăr cu experiență în străinătate. Să mai spunem că deși o țară arabă este foarte cosmopolită în modul în care asimilează și face, dă voie să te... Nici măcar n-aș face antiteza respectivă. Da, este o țară care funcționează și este o țară și un model de succes, care cel puțin în ultimii 25 de ani a stat departe de foarte multe conflicte din zonă și mai multe ne spune Tiberiu. Nu când o să vorbim atunci. Da. Eu am în mână, eu îi spun așa, Biblia bunei guvernări USR Plus. Apropo de Biblie, știți? Noi nu mai facem referință la asemenea elemente care pot fi interpretate împotriva noastră. Asta. Revoluția bunei guvernări din 6 decembrie. Acum am ajuns ca în politică, toți analiștii, toate sondajele, toate așa să spună, da, domne, inclusiv președintele României a spus, da, vom avea un guvern PNL-USR. Deci, m-am tăvălit de râs când am auzit că au ajuns și ei la această concluzie. Adică constant comunicatorii de top ai PNL în ultimele 3 săptămâni se comportau ca și cum USR Plus nu există. Pe cu cine există guvernați? În opoziție. Păi cu PMP, că noi avem cu ei împreună valori creștin-democrate. Serios. Politizarea de la Piatra. Sinecurile de aici. Lipsa de grijă pentru așa de multe instituții. Acestea sunt valori creștine? Oamenii pe care i-au pus în funcție aici sunt valori, reprezintă valori creștine? Hoția nu este o valoare creștină. Să fim serioși. Ei, după aceste 3 săptămâni, după întâlnirea cu președintele Iohannis și PNL, observăm o schimbare de tonalitate și de perspectivă în comunicarea publică a acestor domni față de noi. Ceea ce este, până la urmă, firesc, dar a fost o perioadă foarte interesantă ca cineva să te comporte cu tine ca și cum tu nu ai exista. Dar vedeți, în politică, aroganța se plătește. Iar lucrul ăsta îl înțeleg din ce în ce mai mulți români, fără să fiu dur cu cuvintele mele sau să înaintez în această analiză și comentarii față de viitorii parteneri de guvernare. Bun, haideți în câteva cuvinte să ne faceți un crochiu așa, aceea, acum se vede viața politică de la nivel național prin ochii unui om care
recent și-a dat demisia din Parlament, da? Și după aceea o să vorbim despre piatra, nu se poate să vorbim. Vorbim cu drag de piatra și vorbim de tot județul. Da. Marți dimineață am fost în Parlamentul României împreună cu Dan Barna, cu foarte mulți parlamentari USR care, dacă nu sunt în carantină, au reușit să ajungă acolo. Ne-am dat demisia din Parlamentul României începând cu data de 18 decembrie pentru a nu beneficia de pensii speciale. Și spun asta pentru că ideal ar fi fost să le impozităm foarte mult sau să le desființăm. Am inițiat o lege în acest sens în 2017, care a fost respinsă pe 20 ianuarie 2020. Ce se întâmplă acum este că dacă nu poți să desființezi un anumit privilegiu printr-un instrument legal pe care îl ai, cadrul legislativ și o inițiativă legislativă, instrumentul fiecărui parlamentar, ceea ce noi am făcut, adică noi am încercat să desființăm, dacă nu reușești să faci acest lucru, atunci acționez cu următorul pas pentru a nu fi beneficiarul acestor privilegii. Asta am făcut-o noi. Bun. Eu aș spune cu mai mult, gestul dumneavoastră este un gest de avertizori. Avertizori public. De integritate. Da, adică, dacă nu poți să schimbi legislația, dă tu exemplu că faci și ceea măcar ce spui, uite, există și această posibilitate că tehnic lucrurile se fac într-un anumit fel, că ele se calculează nu știu când, da. Dar ca imagine publică a fost un semn. Da. Un semn, un gest care ar trebui să dea de gândit. Deci, cel puțin eu așa îl consider. Că până la urmă nu știm exact cum sunt mecanismele, nimeni n-a explicat când se ia pensia, cum se ia. Deci sunt lucruri un pic alambicate. Dar una peste alta, semnul acesta, cum a fost recepționat? Că am văzut că în exprimare, ca să spun așa, ca semn, au venit alături de dumneavoastră, culmea, pesediștii, care ei exact. Au făcut legislația pentru aceste legi. Din partea lor este un comportament foarte ipocrit, pentru că puteau să schimbe legea, nu să-și dea demisia. Noi ne-am dat demisia pentru că ne-am putut să schimbăm legea. Ei au avut constant 3 ani de zile și acum au majoritate în Parlament, o majoritate foarte generoasă, mult peste 50%. Și de data asta ați votat și dumneavoastră. Exact, am fi votat, bineînțeles, am fi votat și noi, dar nu s-a vrut și nu vor acest lucru. Pe de altă parte, ai PSD-iști, ai peneliștii care s-au urcat pe un val de simpatie spunând că în 30 de zile de la intrarea în guvernare, prin OUG, desfințează pensiile speciale. Nu numai că nu le-au desfințat pe cele, să zicem, parlamentare și ale funcționarilor parlamentari, dar au și prorogat neacceptând să le desfințeze pe cele ale aleșilor locali pe care ei le-au votat și le-au inițiat împreună cu PSD. Deci, în termeni vulgari, este circul de pe lume. În termenii unor oameni responsabili, maturi, care înțeleg cât de mare este miza acestor inechități, este un joc trist de imagine când instrumentul parlamentar este legea, inițiativa legislativă. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De asta noi ne-am dat demisia. Asta este analiza parlamentară pe săptămâna asta. Analiza politică și de circumscripție electorală este că în momentul de față, cu mici excepții, că am colaborat bine la Roman și avem viceprimar acolo, că sigur o să colaborăm la Consiliul Județean împreună cu PNL, nu există mare diferență în numirile politice pe care le face PNL față de cele de la PSD. Săptămâna trecută ați scris despre cazul Panaite. Și domnule, Rareș Bogdan spunea, ferecați ușile primarilor PSD. Bun, am înțeles. Dar de la fereca ușile primarilor PSD până la-i premia să-i pui ministru secretar de stat, primar, fost primar PSD, fost prefect, PSD. Din era lui Dragnea, asta este mare ipocrizie. Nu se poate așa ceva. Nu poți să spui azi un lucru și mâine să faci fix pe dos. Da? Nu poți să spui că politizarea PSD e nesimțită, e de joasă speță, când tu la SGA Piatra Neamț pui un om care 4 ani de zile a trăit cu 1000 de lei pe lună indemnizație de la Consiliul Județean și nu are nicio competență de management
a apelor și râurilor, fără nicio diferență față de cazul de la Mureș. Nu se poate. Mai multe n-o să spun, pentru că știu că pietrenii și nemțenii nu sunt orbi. Analizează, observă aceste lucruri și vor acționa în consecință. Dar partenerii noștri sau viitorii parteneri de guvernare trebuie să știe că nu putem să avem dublă măsură. Că nu putem să spunem despre unii că sunt răi, incompetenți, politizează și când, de exemplu, PNL face acest lucru, să închidem ochii. Acest lucru nu se poate. Și vom fi foarte vocali. Exemplu, am avut chiar în ședința de Consiliu Local, de ieri, în care reprezentanții USR Plus au avut niște întrebări, niște nedumeriri cu privire la acele cereri ale societăților Consiliului Local de revizuire a bugetului. În fața noastră avem o piață în aer liber. Vă întreb, acești oameni țărani mai plătesc chiria acum pe tarabe? Sigur plătesc. Da. Domnule, cu chirie pe tarabă afară, la minus grade, tu, PNL-PMP, vrei să dai prime de merit pentru activitatea membrilor din ce au unor instituții subornate primăriei, adică societățile subornate primăriei, Salubritas, Publiserv și Urbanism, dacă nu mă înșel, care nu își fac treaba. Ce fel de reformă face la Piatra Neamț domnul Carabelea? Și spun direct, nu există așa ceva. USR Plus nu va accepta niciodată aceste intervenții și îl invit pe Andrei ca înainte de fiecare ședință să se consulte cu colegii mei pentru a lua o decizie împreună. Dar sinecuri, dar bani pentru oameni care stau în ceauri nu produc plus valoare, noi nu vom da, nu vom acorda așa ceva. Să fie foarte clar. Din comunicare am putea să salvăm mai multe în oraș, dar nu prin orgolii și prin tertipuri de a mai da niște bani unor oameni care sunt angajați la mulți vaca banului public la Piatra Neamț. Sună frumos, angajați la mulți vaca banului public. Da. Asta am oprit noi. USR Plus a oprit acest lucru ieri la Piatra Neamț prin voturile noastre. Da, pentru că în timpul campaniei, și mi-aduc aminte foarte bine, toată lumea a vorbit despre aceste societăți ca fiind niște găuri negre, care trăiesc doar din banii Consiliului Local. Unii au spus, dom'le, trebuie să le reorganizăm, le unim pe toate într-una singură. Alții au spus, trebuie să vedem la nivel de management ce se face. Dom'le, alții au spus, dom'le, mergi în oraș și îți dai seama că nu se face treaba. Și aceste societăți se ocupă, mergi în piață, mergi pe stradă, vezi gunoaiele. Și brusc, după campanie, observăm că practic nu s-a schimbat nimic. Absolut nimic. Nimic din comportamentul recurent a celor care au condus orașul. Să fim sinceri cu noi în primul rând. Domnule Bălănescu, orașul, municipiul Piatra Neamț, nu arată așa cum arată din cauza PSD. Da? Haideți să avem un exercițiu de sinceritate cu noi. PMP și PNL au administrat constant orașul, dumneavoastră îmi spuneți, și apoi înainte PDL. Din ce an? Când a fost ultima administrație PSD aici? Ajutați-mă la istorie politică locală, că sunteți mai bun decât mine. Păi haideți să vă spun, în primul an după alegerile din 2016, da? A existat o perioadă de un an și ceva, în care majoritatea în Consiliul Local o avea, sper să nu greșesc foarte tare, PSD, ALDE, tot uit partidul ăsta, nu știu de ce uit, așa, și PMP. Ei au ales viceprimar pe domnul Gavrilescu, la vremea respectivă. După aceea lucrurile s-au schimbat și PMP-ul a devenit foarte comestibil pentru PNL și au rezolvat o majoritate. În rest, din vremuri foarte... Deci PSD-ul n-a avut niciodată primăria Piatra Neamț. În urma unor alegeri. Niciodată. Niciodată. Deci a fost acel an cu majoritate, da, PSD. Bun. Am cerut aceste informații pentru a arăta că nu poți da vina pe ceva ce nu există aici, adică PSD cu putere reală
și majoritară pentru a te ascunde în spatele nerealizărilor tale. Dacă Andrei Carabelea vrea reformă pentru Piatra Neamț, va găsi în noi un partener și un sprijin prin dialog și prin decizii și negocieri făcute înainte de Consiliul Local, nu prin propuneri de hotărâre de Consiliul Local pentru acordarea unor beneficii pentru a mulțumi niște oameni care acum trebuie să tragă în campanie. Nu așa se face politică. Tiberiu poate să spună mai multe despre cum a fost... Un singur lucru vreau să adaug aici. Așa, prin consultări, s-ar evita și situațiile penibile. Absolut. Gen acea hotărâre de acordare de bani pentru consultanță, pentru achiziționarea de tablete, unde scria clar 300.000 de lei, adică 62.000 de euro, pentru consultanță. După ce noi am întrebat, a spus, doamne, e o greșeală. Astea sunt greșeli impardonabile într-o administrație publică care se dorește modernă și reformată. Nu poți să faci așa ceva. Și întrebarea este, dacă nimeni nu se sesiza, aveam vreun angajat al primăriei specialist în IT care genera această consultanță? Și știu despre ce... Probabil că dumneavoastră știți mai bine răspunsul. Da. Domnul Berbecea. Da, despre această problemă, cred că nu la ultima ședință s-a vorbit despre asta. Acum două ședințe în urmă cu tabletele. Da, da. Acolo știu că a fost o problemă cu punctele, cum a fost, nu s-a dorit defalcarea lor să se voteze pe fiecare sub punct în parte sumele. S-au pus la grămadă. Da, deci s-a venit cu o rectificare de buget. S-a introdus suma în rectificarea de buget. Până la urmă, nu știu cine a atras atenția și s-a făcut un proiect de hotărâre separat, dar un proiect de hotărâre care spunea simplu. Atâția bani costă consultanța și scrierea proiectului. În momentul în care am întrebat public lucrurile acestea, nu, domnule, de fapt e o greșeală, consultanța nu e 60.000 de euro. E 60.000 de lei și am achiziționat tablete de diferența respectivă. Ok, accept că poate fi o greșeală. Dar cel care a greșit mai este în primărie? Radio Erevan. Că nu-i cale, e bicicletă, că nu-i bicicletă, e trotinetă, că nu-i trotinetă, sunt role, că nu-s role, nu știu, sunt altceva. Da. Da, eu mă întreb dacă funcționarul care a greșit, între ghilimele, acest proiect este cumva în concursul pentru funcționarul săptămânii la primăria Piatra Neamț. Dar asta este o altă poveste. Haideți să ne întoarcem. Eu sunt sigur că vom atrage înspre noi și vom deveni locomotiva aia mică și valoroasă în Consiliul Local și cu o colaborare care văd că funcționează mult mai bine la Consiliul Județean, unde colegii sunt foarte bine sincronizați și funcționează, deci mult mai bine decât la Consiliul Local, nu știu. Probabil că e o chestiune de chimie între colegi sau o chestiune de colaborare și de experiență. Dar acolo funcționează mult mai bine. Sper să reușim cu puținul pe care îl avem, 3 consilieri la Piatra și 4 la județ, să împingem spre reforme și pe decizii care sunt de bun simț și decente în politica locală și județeană. Da, și la județ. Acum trebuie să vorbim, o să vorbim un pic foarte puțin. Ieri la județ, eu chiar scriam înainte de emisiune un text, în fine s-a ajuns în situația în care nu se mai votează în turmă proiectele de hotărâri. Da. Pentru că înainte se spunea așa, oricum ei au majoritate, ce putem face noi, nu sunt de acord cu această poziție, dar de data aceasta niște proiecte de hotărâri nu au trecut și nu că n-au trecut că n-ar fi importante. N-au trecut pentru că niște oameni au zis, bă băieți, e o problemă. Și dacă îmi permiteți o secundă, în ședința de ieri era alocată suma de 15.607 euro pentru înlocuirea unei centrale termice. Deci sau, pe ce, dacă da, sau 42.809 euro pentru un rezervor de apă potabilă la Centrul de Reabilitare Roman. Și întrebarea este... Sau un gard de 170 de metri, a cărui cost pe metru liniar ar fi ajuns undeva la 1.500 de euro. Da, per total 268.000 de lei era suma pentru gardul respectiv. Deci, vă dați seama că oamenii aceștia care s-au opus, nu s-au opus la investiție, s-au opus... Hai să ne explice cineva raportul cost și preț
Real. Eu vin dintr-o, am locuit într-o țară și cel mai mult, adică vorbim acum nu de lucruri triviale, ci de chestii concrete. Cel mai mult m-a fascinat în Scandinavia ideea lor de gard. Ideea lor de gard este o construcție dreptunghiulară de metal, simplă, neagră și umplută cu ciur. Știți cât costă asta? Nu. 50 de lei în România. Și este frumos, decent, vopsit în negru, în spate poate este un pus un gard verde. Domnule, cât costă un gard de ciuri pe metru liniar la jumătate? Ok, zicem maxim 100 de lei, dar nu costă 100 de lei. Cum am operă costă 100 de lei, da? Așa, adăugăm și comisionul, 150. Bine, 150. Adăugăm comisionul. Adăugăm și gard verde. Mai adăugăm încă niște puieți de fie lemn câinesc sau tuia care ar mai costa încă 50 de lei. Domnule, ajungi la 200 de lei și arată frumos, impecabil, ușor de întreținut, îți ține 30 de ani fără nicio intervenție. Da? Nu trebuie să-l mai văruiești, nu trebuie să-l mai tencuiești. Dar voi, asta este problema. De ce să țină atât de mult fără nicio intervenție? Domnule, maxim 200 de lei cu un design impecabil. Pentru ce să faci gard la instituții publice? De cine să ferești instituția aia? Spuneți-mi și mie, spune și mie, Tiberiu. Cum, care-i cultura gardurilor în Cuveit, că prin alte țări? Da, în afară nu prea gustă. Acolo e mai greu cu garduri. Polonai din nisip nu prea stă garduri nisip, așa ca și de care pe o parte, dar nu... Oricum mi se pare foarte complicat, adică să investesc. Sunt alte nevoi acum în perioada asta decât investiția într-un gard mai pe scurt, ca să nu o alungim așa. Eu pot să spun totuși că ieri pe Facebook... Președintele Ionel Arsene are un titlu foarte potrivit pentru Consiliul Județean. De multe ori, copiii și șefii spun adevărul. Se cheamă așa, ticăloșia toxică din Consiliul Județean Neamț. Aun, ce delicios e. Mă mângâie. N-am băut ceaiul de dimineață, dar mă mângâie. Ceaiul. S-a uitat ceaiul. Mă mângâie acest titlu. Titlul este senzațional. Nu m-am putut abține, l-am citit. Deci, ticăloșia toxică din Consiliul Județean Neamț. Să vedem până unde va merge. Așa. Vedeți, și în politică nu există parteneri absoluți. Și o spun cu înțelepciunea unui om recent intrat în politică și poate care ar trebui să fiu foarte rezervat în ce spune și o să fac lucrul ăsta, dar o să fiu și sincer. Pentru că la CJ am făcut o majoritate pentru a salva banul public împreună cu PNL și Pro-România. Dom'le, nu se poate să investești 1500 de euro pe metru liniar de gard pentru o instituție în roman. Bun. Și în roman. Și în roman. La Piatra Neamț, ieri, la CLE, s-a făcut o majoritate de conjunctură împotriva PNL și PMP pentru a salva banul public. De asta spun că niște termeni absoluți de rău absolut, când unii sau alții, mă refer la partidele mari și clasice, au același comportament, este greșită. Ideea asta că PNL e mereu bun, PSD e mereu rău. A venit ceaiul în cafea de dimineață. Vă mulțumesc mult. Vă țin așa ca să vă fac reclamă și mai mult. Nu ține și s-a văzut ieri că în două decizii noi am făcut majoritate cu două forțe diferite pentru salvarea banului public. Și haideți să spunem că dumneavoastră și la Consiliul Local, la un moment dat, împreună cu Pro-România, da, și au votat și cei din, da, absolut, absolut, din PSD, iar la Consiliul Județean, da, a fost împreună cu PNL și Pro-România. Da. De asta, cu maturitate și fără un discurs radical, vezi că în funcție de interesul pe care îl au ori PSD, ori PNL, poți crea majorități pentru binele public cu unul dintre ei împotriva celuilalt care abuzează. Lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Și eu cred că colegii noștri din Consiliul Local și Consiliul Județean încep să savureze cu adevărat ce înseamnă politica făcută pe bune și nu cu o alianță la care trebuie să închizi ochiul doar pentru că spune partenerul, votează cu mine. Iar noi începem, da, să nu ne plictisim, da, la ședințele de Consiliul Județean și Consiliul Local. Cum era până acum? Eu am spus întotdeauna, recordul cred că mondial a fost atins într-o ședință de Consiliul Local când s-a votat bugetul în 8 secunde.
Deci atât a durat. Comisia 1, de acord. Comisia 2, de acord. Comisia 3, de acord. Comisia 4, de acord. Supunem la vot. Mulțumim. Am încheiat ședința. Incredibil. Deci asta a fost un record mondial, cred. Consiliile locale și Consiliul Județean. Consiliul Județean are și puterea executivă, dar Consiliile locale reprezintă Parlamentul local. Parlament vine de la parlamenta, de la discuta, de la întoarce peste cap orice problemă pe care ai pune-o în discuție în legislativul local. Dacă în loc de dezbatere ai vot și foc automat, distrugi ceva din esența instituției respective și din calitatea oamenilor care au venit acolo să pună întrebări unul altuia sau sieși pentru a da cele mai bune răspunsuri pentru problemele respective. Să vă mai spun ceva. Apropo că vorbeați de faptul că nu trebuie absolutizate lucrurile și mers în extreme foarte tare. De exemplu, și acum dau un exemplu care poate nu va conveni multora. Proiectele de hotărâre de la Consiliul Local sunt foarte criptice. E greu să le urmărești pentru că nu ai în spate documente în afară de raport de specialitate. Asta nu le ai. Și vreau să vă spun că la Consiliul Județean, colegii nu și-ar fi dat seama de costuri dacă nu erau explicitate acolo în proiecte. Da. Deci acolo proiectele au venit cu... Nu trebuia decât să te uiți dacă vroiai, da, și puteai să vezi lucrurile. Și aici este o problemă și o provocare pentru Andrei Carabelea la primăria Piatra Neamț. Să-i oblige pe cei care fac proiectele să fie explicite. Despre asta discutam și cu colegii de la Roman. Ieri am fost într-o emisiune că de fapt CJ-ul este mai transparent decât administrațiile deci, locale. Deci ați observat și, același, da, lucru. Și Florin, și Florin. Tiberiu, eram ieri la sediu, cred că erai și tu, și Florin avea... Totuși, e un volum foarte mare, 700 de pagini. Da, s-a schimbat pe ultima secundă și s-au dus o maculatură imensă care nu ai timp până în ședință. Corect, ca dar studiu. A existat. Da. A existat. Da. Era o ședință extraordinară, mă rog, aici lucrurile sunt discutabile și aici ar trebui... Nu știu moștenirea cui este, dar este bine că există și o descriere tehnică. Este moștenirea tehnică. Presiunii presei asupra Vă mulțumesc lor. Mult pentru această moștenire, dumneavoastră, deci, și tuturor care au făcut și această presiune. Trebuie să recunosc că în momentul în care lucrurile astea s-au discutat, au fost puse hotărârile așa cum trebuie, în marea lor majoritate, că mai sunt și aici ajmeterii. Pentru că ai o evaluare tehnică și cu un preț stabilit deja, nu? Niște oferte. Da, deci așa trebuie făcut. Da. La CL nu ai asta. Pur și simplu dai un vot ca apoi să se înceapă acest demers sau apoi să ia primarul o decizie. Și cred că ar trebui să înceteze, și aici este atributul șefilor de partide și șefilor de grupuri, următoarea chestie. Mi-a sunat, nu știu cine, domne, hotărârea asta, haide să o trecem și pormă o discutăm. Vedem cum e. Asta este cea mai nocivă poziție care există. Cum să faci așa ceva? Ca și cum eu aș spune, hai să votez întâi legea asta a confiscării nu știu cui, a nu știu ce, și apoi mai vedem ce repercursiuni are. Sau echivalentul unui proces verbal în alb. Da, hai să semne. Nici măcar a unei demisii în alb. Da. Așa. Da, și aici este o mare problemă și mai este o problemă. Legea spune așa, ședință extraordinară, proiectele vin cu 3 zile înainte. Punct. Poți accepta un proiect de maximă urgență, dacă ți se explică despre ce e vorba, ședința ordinară, cu câte zile se depun proiectele înainte. Punct. Nu se acceptă, deci ai opt hotărâri și îți vin 6 hotărâri suplimentare. Deja este bătaie de joc. Da. Și este o desconsiderare a consilierilor și a legii până la urmă. Bun, cred că am vorbit destul despre. Nu, vorbim cu drag, pentru că vedeți, 4 ani de zile, și Tiberiu știe lucrul ăsta foarte bine, am fost singurul ales public local de Neamț. Iar colegii din Piatra, din Roman, din toate comunele, în toate aceste rânduri de alegeri, activitatea lor era de comentatori și de analize pe marginea ce se întâmplă, era de voluntari într-o organizație politică pentru a câștiga alegeri, pentru Președinția României, pentru Parlamentul European, instituții fără o prezență locală. Acum ei au devenit politicieni activi. Mă bucur de fiecare dată când văd că acționează, că fac analize, că votează și reușesc să creeze majorități împreună pentru interesul public.
abia atunci ai o satisfacție mare ca președinte de partid, și eu o am, că oameni curați, oameni cinstiți au ajuns să decidă în numele poporului și să ia decizii bune pentru comunități. Cumva, da. Asta înseamnă politică, nu înseamnă perioada de campanie, care faci o muncă care poate să fie foarte diversă. Politician înseamnă să iei decizii în numele poporului. Și lucrul ăsta se întâmplă acum cu succes din partea Alianței USR Plus și la Piatra, și la Roman, și la CJ. Da, să sperăm că îi va ține, da. Îi va ține să reziste în stilul acesta. Haideți acum să ne întoarcem un pic la program. Suntem totuși într-o emisiune electorală. Să ne întoarcem un pic la program, să discutăm despre prioritățile mari ale USR-ului în această campanie și ce propune USR Plus pentru alegători. Eu sunt foarte curios să aflăm de la colegul nostru Tiberiu ce e foarte important, ce e important pentru el. Da, e un exercițiu interesant și pentru mine. Din programul nostru de guvernare pot să spun mai bine despre educație în sine, pentru că la noi acasă educația a fost un pic, de exemplu, în fiecare dată când s-a schimbat miniștrii, fiecare au venit cu reformele lor proprii și nu au mers pe o direcție asemănătoare sau... Și ne-am ales cu miniștri reformați. S-au reformat. Da. Iar noi propunem niște programe de bun augur și nu, cum să spun eu, care ar fi trebuit făcute de mai demult, iar în alte locuri sunt aplicate foarte bine. Nu vreau să fac neapărat comparație cu sistemul nostru educațional cu cel de afară, pentru că sunt foarte mari diferențe ca și idee, dar fără politică la școală sau dreptul de a alege în educație, să te alegi școala unde vrei să-ți duci copilul la școală, sunt niște chestii care sunt de bun simț, cum avem probleme și în orașele mai mari și la noi. Mulți, de exemplu, își fac vizii de flotant ca să-și ducă copiii în anumite școli pentru că școala aia este mai bună decât cealaltă. Iar de aceea sistemul de educație este un pic inechitabil, că cu cât duci mai mulți copii la o școală bună, cu atât pe celelalte le dai în jos, pentru că nu mai este un echilibru, o balanță între ele. Și la competențe, deci la concursuri între copii, și mi se pare că nu le dai aceeași șansă la toți. Nu este o egalitate în sistem. Totul pleacă de la o pietrificare a gândirii în domeniul acesta al educației. Pentru că răul din societate este și în școală, ca să spunem așa. Eu am curiozitate de Tiberiu, mă scuzați, domnul Bulescu. La tine, la școală, în Cuveit, aveați masă caldă, prânz cald? Da, erau de ales. Adică aveai de la școală direct, în pauza cea mai mare care era în mijlocul zilei, aveai de la școală și dacă nu îți plăcea ceea ce îți oferea școala, puteai să-ți iei alte chestii tu singurel. Sau era extra, cantină, dacă erai mai mâncăcios. Ți se oferea o masă caldă. Da. Și în schimb, dacă e să facem o comparație așa pe scurt, sistemul britanic, am învățat în sistem britanic în Cuveit, că era o școală, British School of Kuwait se chema. Este mult mai diferit și mult mai atractiv pentru copii din punctul meu de vedere. Am fost la liceu, deci nu eram nici foarte mic și totuși m-au atras foarte mult niște chestii la liceu față de la noi. Se făceau foarte multe experimente la ore, de exemplu, la fizică, chimie, biologie. Toată lumea era dotată cu, îmbrăcați în echipamente speciale, cu ochelari. Mi-aduc aminte și acum foarte amuzant. Aveați la ora de chimie. Și substanțe la chimie? Aici vreau să spun. Avea substanțe? Cum să nu? La ora de chimie, ne-au învățat că sulful poate arde în 3-4 culori diferite. Roșu, verde, albastru, depinde de ce proveniență are și ce compozitare. Wow! Ceea ce la noi nu am văzut. Deci de pe vremea când eram în școală, nu de când predam în școală, sunt școli care n-au mai văzut substanțe de nu știu când. Toate ustensilele stau închise în dulapuri, pentru că nu au bani să-și cumpere substanțe. Mai aduc profesorii din când în când. Dar eu vreau să spun altceva. La noi, răul din societate este și în școală. Adică avem directori numiți politic. Da. Ce spune programul partidului în privința asta? Noi spunem multe lucruri. În primul rând, noi spunem și este o decizie radicală a partidului, care va
eu cred că va trebui luată cu o perioadă de tranziție, dar este cea mai radicală intervenție în sistemul de învățământ pentru a elimina politizarea. Și trebuie să eliminăm factorul care permite și susține politizarea, anume inspectoratele școlare, care țin captive fiecare școală și care numesc din pix directori și care penalizează directori care nu sunt fideli, obedienți partidului și care premiază pe cei care sunt obedienți, dar nu au competențe. Noi la USR Plus credem că dacă desființăm această instituție și lăsăm ca școala să fie independentă și ca profesorii și părinții să aibă mai multe de spus în deciziile administrative de management ale școlii, suntem cu toții mai câștigați. Subsidiaritatea este principiul care stă la baza unor decizii mai aproape de beneficiarul final. Asta trebuie să se întâmple și în sistemul educațional din România. Dom'le, ce știu eu, minister, ce-i bine să vorbim despre deschiderea și închiderea școlilor, despre ce ar trebui să facă școala din, nu știu, Oanțu, Pângărați sau Alexandru cel Bun. Nu știu, că nu știu care sunt cazurile de COVID acolo, nu știu care este infrastructura, poate că este o școală care mai are doar jumătate din efectivul de copii, pentru că au plecat foarte mulți. Deci își permit să aibă câte 10 copii în clasă și să aibă distanțare socială. De ce să iau eu decizii de la București pentru toate școlile din România în mod socialist, când nu știu realitatea de pe teren? De ce să nu facă fiecare director după cum consideră, în colaborare cu reprezentantul primăriei, cu medicul din comunitate, cu un psiholog, cu mediator școlar, cu părinții, cu profesorii, ei să iau o decizie dacă este oportun pentru școala lor să rămână deschisă sau nu? Vă dau un exemplu. Săbăoani, o comună mare din Neamț, 1000 de copii. Cazurile de infectare cu COVID sunt sub 3 la mie acolo. Niciun copil nu are COVID. De ce să ții copiii ăia acasă și să ții școala închisă prin decizie de ministru, fără să-i întrebi pe oamenii ăia de acolo? Oameni buni, voi aveți COVID? Aveți provocarea asta acolo? Nu au. Ca fapt divers, s-a văzut că rata infectărilor cea mai mare este în centrele de bătrâni, nici de cum la școli. Din motive științifice pe care nu le stăpânesc și pe care nu știu dacă s-a făcut cercetare, dar copiii sunt, se pare, mai puțin purtători decât alții. Spun eu, zilele trecute au ieșit cei de la Organizația Mondială a Sănătății și au zis că școlile au un impact neglijabil asupra ratei de infectări la nivelul unei populații, dar chiar dacă se vede o problemă, se poate face o analiză per UAT, cum ar veni, ca să vedem exact dacă e ok sau nu deschiderea lor. Da. Asta vrem noi. Desființăm inspectoratele, directorul să fie ales de către comunitate, de către Consiliul de Administrație, care este compus cu o prezență puternică și cu voce puternică din partea părinților și a profesorilor. Ei să decidă, împreună cu administrația publică locală. Locală, da. Da. Mi se pare mult mai corect așa. Apropo de ce spunea domnul Berbece înainte, că se creează o discrepanță între anumite școli unde se duc copiii, în momentul în care decizia nu mai este prin inspectorat. O școală care rămâne fără copii este nevoită automat să caute soluții și trebuie să vină cu propuneri pentru părinți și copii. Ori asta nu se face în momentul acesta, pentru că până la urmă se spune, da, domne, lasă să duc acolo și restul o să vină la noi. Și, într-adevăr, scade nivelul în școlile astea. Se exonerează de responsabilitate factorii decidenți direcți din comunitate, care ar putea să se implice și politic să aducă cupluri noi sau să vină cu incentive materiale pentru a aduce sânge proaspăt în comunitate. Dacă se dorește și dacă se lase acolo decizia, ca profesorii, părinții și autoritatea locală să decide. Nu un ministru, nu un inspector școlar, nu domnul Obreja pus politic și candidat și director de școală și consilier local și inspector general. Nu poți ca om să ai toate aceste lucruri și să răspunzi punctual pe nevoile copiilor când tu ești de fapt un politician care execută niște ordine de partid. Dacă noi vom face această reformă, va trebui să punem un om care să pregătească această tranziție de dizolvare a inspectoratelor pentru a da puterea școlilor. Deci va trebui numit un om politic pentru a face această reformă și tranziție
culmea de desființare a instituției. Și trebuie să ne asumăm acest lucru. Da, și ăsta ar fi un pas spre creșterea autorității consiliilor de administrație, care acum sunt niște lucruri care funcționează așa, pentru că trebuie să fie pe hârtie. Da. Deci, aici este problema. Îmi spunea cineva, nu o să dau numele acum, trecem de la educație la sănătate. Ce, domnule, zice, uitați-vă un pic pe atribuțiile Consiliului de Administrație la un spital. Și dacă te uiți pe atribuțiile Consiliului de Administrație, îți dai seama că este o instituție aproape inutilă. Prin lege, atribuțiile lor sunt undeva acolo. Aprobi ce spune Consiliul Director. Este aberant de multe ori și atunci spui întrebarea. De ce aceste instituții funcționează și avem Consiliul de Administrație cu, la Spitalul din Piatra Neamț, cred că vreo 7. Dacă toți sunt inutili și tot... Deci lucrurile, reforma asta pe care ați anunțat-o în învățământ, ea trebuie, cred că, să ia fiecare segment al vieții sociale și văzut unde, până unde trebuie mers. Da. Cu asumare. Asta este un lucru care este foarte macro și pentru care nu avem nevoie de buget, avem nevoie de o decizie politică. Aici. Da? Bun. Mai este un lucru pe care noi vrem să îl implementăm în toată țara și vom avea nevoie de buget pentru asta, masă caldă pentru toți copiii. Acum, în pandemie, când copiii stau acasă, ei suferă mai mult decât când merg la școală. Pentru că la școală mai primesc un corn, un lapte, de exemplu cei foarte săraci, da? Reprezintă un punct important pentru ei în alimentația zilnică. Dar dacă le dai și o masă caldă și prelungești școala până la 5 ca să poată copiii să petreacă mai mult timp să-și facă temele și părinții să meargă la muncă și să iei dintr-un mediu unde ei nu evoluează corespunzător, atunci facem o schimbare radicală cu educația în România. Lucrul ăsta vrem să-l facem, dar trebuie din nou, aici e vorba dincolo de decizia politică, un buget corespunzător care trebuie văzut în ce măsură este împărțit între autoritatea locală și fonduri guvernamentale. Și mai trebuie ca acest buget corespunzător să fie și corespunzător gestionat. Nu cum se întâmplă de multe ori acum în privința fondurilor pentru lapte, corn, măr, ce mai erau, în care s-au transformat în niște afaceri pe termen lung, locale, cu aceiași câștigători în fiecare an, care își împart zonele de influență și nu vreau să fiu acum foarte rău, dar sunt instituții ale statului care niciodată n-au vrut să controleze cu adevărat cum se face această distribuție, care sunt standardele de calitate. Păi cum să controleze domnul Obreja, care conduce inspectoratul, care conduce școlile, care face parte dintr-un partid, care partid are firme, care firmele prestează? Nu se poate. Trebuie să existe o, și înainte domnul Obreja... Sau domnul Arsene. Sau domnul Arsene, ca să nu... Dar da. Acum e domnul Obreja. Înainte nu era domnul Obreja. Banii vin prin Consiliul Județean, de aceea spun. Da. Dar trebuie eliminat factorul politic din aceste achiziții și din aceste decizii și trebuie dat importanță și putere acestui Consiliu de Administrație, care trebuie să aibă părinți care vin în fața colegilor, domnule, luni, biscuite vechi uscat și cu lapte la pachet. Marți, biscuite se taie de pe listă. Vechi uscat cu lapte stricat. Marți, măr stricat. Stricat cu biscuite uscat cu lapte aproape expirat. Nu se poate așa ceva. Toate acestea costă bani. E nevoie ca părinții, ca profesorii să aibă puterea să spună stop și să angajeze, de exemplu, o firmă de catering local. Și prin comunele din Neamț sunt mini-restaurante, sunt pizzerii care ar putea să facă un mic pachet cu un sandwich. O să vă mirați, sunt parohii care fac lucrurile astea. Sunt acestea. Și parohii, sunt și deci, da, multe deci, organizații, fie ONG-uri, fie firme private, care ar putea să aducă un plus valoare în hrana zilnică a copiilor, dacă se vrea. Și să fie controlate local. Da, absolut. Deci dimineața când se face mâncarea, se iau probe, se vede, se stabilește meniul local în funcție de preferințe. Proaspăt, să mănânce copilul, nu se duce acasă, în funcție de preferințele locale. Că există și asemenea lucruri. Absolut. Să nu asistăm, și vă spun că am văzut lucrurile astea, la bătăi cu biscuiți. Da. Bătăi cu biscuiți, pentru că nu îi poți folosi decât pe post de piatră. Bani publici aruncați pe
degeaba. Exact, da. Exact. Asta este situația. Haideți să încheiem discuția de astăzi. O să vă dau prilejul să încheiați dumneavoastră, ca să nu vă mai provoc eu, că după aia mai discutăm încă jumătate de oră. Guvernarea este un act foarte important. Politicienii intră în politică și oamenii aleg politicieni să-i conducă, nu să facă campanii. Noi, USR Plus, ne asumăm să guvernăm la nivel național, ne asumăm să dăm prim-ministru, avem oameni buni, competenți, pe care îi putem pune în posturi de conducere în ministere. Miniștrii nu se organizează, nu se aleg prin concurs, ci sunt numiți de către partidul respectiv în negociere. Avem oameni care pot să facă guvernare mai bună în toată România și în județul Neamț. Nu spun de rău de nimeni, doar spun că nu putem alege aceiași oameni așteptând să livreze rezultate diferite. Aici aveți exemplul de la Neamț. De când a intrat USR în Consiliul Local și în Consiliul Județean, se mișcă lucruri într-o direcție corectă și de bună gestionare a banului public. Am fost în Parlament 4 ani cu 8,9%. Vă dați seama ce reforme mari am face dacă am ajunge spre 25-30%, să fim vioara întâi într-o guvernare unde tragem după noi PNL-ul ăsta vechi, îmbătrânit, cu metehne, în parte PSD-izat, dar ca singurul momentan partener de guvernare. Dați-ne șansa să fim vioara întâi în această guvernare, să facem reformele radicale pe care le avem, pentru că tine ca Tiberius și ca colegii mei care au experiență în mediul privat, în străinătate, chiar și în România, în instituțiile publice, să poată conducă și să aibă un cuvânt de spus. A fost Iulian Bulai, candidat pentru Camera Deputaților din partea USR Plus, domnul Tiberius Berbece, pentru aceeași poziție. Vă dorim cele bune, oameni buni, weekend liniștit, să sperăm că lucrurile vor merge înspre bine din punctul de vedere al sănătății publice și mă refer aici nu numai la sănătate, când vorbesc despre sănătate publică. Cele bune! Vă mulțumesc! Zi bună!